Bun găsit la Pulsul Zilei. Vorbim astăzi cu profesorul Antoniu Martin despre activitățile Ordinului Cavalerilor de Malta, Prioratul România și Moldova. Rămâneți alături de noi. Da, ne bucurăm să anunțăm, iată, lansarea unui program destinat în special copiilor cu dizabilități sau tinerilor cu dizabilități din orașul și municipiul Arad, și județul Arad. Iată, este vorba mai exact despre analize medicale gratuite pe care noi le-am facilitat, analize de care au beneficiat un număr de 32 de tineri din Centrul de Integrare prin Terapie Educațională și Locuințe Protejate Arad. Sigur că în această perioadă, între 4 și 11 iunie, a avut loc acest demers intermediat de Ordinul Cavalerilor de Malta și demers care a putut fi posibil prin amabilitatea și disponibilitatea doctorului Mircea Sferdian, managerul unui laborator de analize medicale din orașul nostru. Sigur că acest proiect noi l-am asumat ca fiind un proiect pilot. Intenționăm să lărgim această sferă a analizelor medicale pe care le vom oferi unor tineri cu oportunități reduse sau unor tineri cu dizabilități din diverse centre de plasament de pe raza municipiului și județului nostru. Și sigur că la nivelul Prioratului România și Republica Moldova ne dorim să lărgim acest demers, astfel încât acolo unde avem în orașele și județele unde avem comanderii, să demarăm astfel de proiecte de analize medicale, să venim în întâmpinarea nevoilor de sănătate ale unor tineri care poate nu-și permit sau familiile lor nu-și permit să plătească setul de analize respectiv. Cât la sută din activitățile dumneavoastră de binefacere se vor axa pe aceste analize medicale gratuite? Putem considera, sigur, dacă ar fi să facem așa procentual o estimare, putem considera că undeva la 30-40% din eforturile noastre din perioada următoare, cel puțin la nivelul anului 2014, le vom focusa pe această zonă, să spunem, de susținerea analizelor medicale, pentru că, așa cum am discutat și la nivelul Prioratului, la nivelul membrilor noștri și la nivelul personalului medical pe care îl avem în interiorul Ordinului de Malta, am considerat oportune aceste analize, în sensul în care se știu diversele probleme de sănătate care există în general și în societatea românească, ca de altfel peste tot, dar sigur mai ales în rândul unor comunități defavorizate, în rândul tinerilor cu posibilități, cu oportunități reduse, așa cum spuneam, și bineînțeles nu trebuie neglijați nici tinerii sau copiii din diversele centre de plasament din județele țării noastre, pentru că, așa cum am reușit și prin setul de analize întreprins, cum spuneam, la Centrul de Integrare prin Terapie Educațională din Arad, și aici vreau să menționez deschiderea directorului acestui centru, domnul Emilian Ban, care ne-a facilitat, sigur, accesul acolo și care îi mulțumim pe această cale. Spuneam, am identificat diverse aspecte care țin de optimizarea stării de sănătate a acestor tineri. De asemenea, am beneficiat și de disponibilitatea de deschiderea conducerii Direcției Județene de Protecția Copilului din Arad. Și pe această cale le mulțumim și asigurăm că vom continua aceste demersuri ale noastre și în perioada următoare în cadrul unor altor centre din orașul nostru. Vor mai exista și alte etape în afară de aceasta de educația pentru sănătate și analizele gratuite, pentru că acești copii care cresc vor ajunge la un moment dat pe piața muncii, vor trebui într-un fel sau altul să facă față la provocările vieții de adult. Chiar dacă există, un handicap sau probleme sau o anumită dizabilitate, ei la un moment dat vă trebuie să se susțină. Vă gândiți și la programe prin care să ajungeți să îi educați pentru viața de adult? Da, ne-am gândit în perioada următoare să lansăm și astfel de programe
de integrare, le-am spus noi, de integrare socială, pentru că sunt extrem de binevenite, așa cum spuneați. Acești tineri, după ce vor ieși de pe ușa unor centre care astăzi îi găzduiesc, trebuie să se gândească și societatea trebuie să se gândească la ce vor face. Sigur că în anumite situații, așa cum vorbeam și cu specialiști care gestionează astfel de centre, mulți tineri sunt acolo și nu au o limită în care să părăsească centrele respective. Ei sunt găzduiți acolo, le sunt asigurate condiții decente de viață și sigur că pot să trăiască pe mai departe în astfel de zone. Însă, ideal este, și pentru a reduce costurile din perspectiva societății, nu, este ideal ca o parte din acești tineri care sunt funcționali să fie integrați social și să fie integrați pe piața muncii. Din păcate, nu sunt foarte multe programe, nu sunt foarte multe proiecte implementate care să vină în întâmpinarea acestor nevoi, acestor situații și până la urmă care să integreze acest segment, cum spuneam, în societate și respectiv în sfera muncii. Sigur, vrem să lansăm în perioada următoare câteva programe la nivelul prioratului, la nivel național. Aceste programe se vor putea realiza într-un fel pe baza unor asociații non-guvernamentale care să le implementeze și ne gândim să și accesăm fonduri europene pentru realizarea acestora. Să vedem și în ce măsură vom reuși să demarăm. Ne dorim cel puțin în 3 județe să demarăm astfel de programe, ca să fie și un exemplu pentru alte zone ale societății civile, pentru alte zone ale unor organizații non-guvernamentale, dacă vom reuși să implementăm până la urmă un proiect, adică să trecem de faza de elaborare și să și finalizăm astfel un astfel de demers. Ar fi, cred eu, extrem de binevenit o astfel de abordare, pentru că foarte mulți tineri, într-un fel, sunt cantonați exclusiv în aceste centre și nu prea beneficiază de aspectul celălalt, de integrare socială, de socializare și până la urmă nu prea primesc șansa de a arăta că și ei pot să se implice, să se descurce și să-și aducă o contribuție, sigur, pe piața muncii. Există oameni care își doresc să devină operatori în aceste servicii sociale. Mă refer aici la cei oameni cu inițiativă de a înființa un ONG și de a activa în acest domeniu, care este uneori destul de dificil. Da, aici, din ce am sesizat noi, mai există. Am identificat și noi astfel de ONG-uri în demersurile noastre pe care cel puțin de 3 ani le facem și în acest sector, să spunem, de filantropie și de activitate socială de care beneficiază în special tinerii din diverse centre de plasament. Am identificat existența și a altor ONG-uri care sunt preocupate de condiția acestor tineri, sunt preocupate de optimizarea, sigur, stării acestor copii. Însă, este, așa cum spuneați, este foarte greu să activezi în această zonă socială și dacă nu găsești disponibilitate atât la nivelul unor instituții, cât mai ales la nivelul unor oameni care au această deschidere pentru semenii lor, așa cum găsim și noi, bună oară, pentru că multe din proiectele Ordinului de Malta pe care noi le realizăm sunt făcute fără doar și poate din donații și din sponsorizări din rândul unor cavaleri, din rândul unor oameni care înțeleg să vină în întâmpinarea nevoilor semenilor noștri. Și bună oară că astfel putem să și realizăm, să și implementăm ceea ce ne propunem în cele mai multe cazuri. Altfel ar fi foarte greu. Altfel multe din dorințele noastre ar rămâne la stadiul de inițiative, dar nu s-ar și materializa. Este, așa cum spuneam, destul de dificil să activezi în sfera socială dacă nu ai în spate și expertiză, dar dacă nu ai în spate mai ales sustenabilitate economică.
Da, chiar așa, v-ați gândit la sursele de finanțare, pentru că, iată, sustenabilitatea economică este pe primul loc. Cam care ar fi, pe știu, sponsorul principal? Sfera privată sau vă imaginați sau vă propuneți și un parteneriat public-privat, să-i spunem așa? În general, optica pe care, la nivelul care se abordează la nivelul ordinelor cavalerești, la nivelul și la nivelul prioratului nostru, România și Republica Moldova, al Ordinului de Malta, este că, sigur, membrii și prin posibilitățile care există la nivelul membrilor noștri să venim în întâmpinarea nevoilor societății sau sociale existente pe care le identificăm și sigur că principala sursă de finanțare este așadar privată. Sigur, abordarea ar fi, dacă ar fi să parafrazez pe cineva, ceea ce noi ne interesează să oferim societății și mai puțin să luăm din alte zone pentru a implementa proiecte. Mă refer aici, așa cum se știe, nu dorim să accesăm fonduri, mai ales de la comunitatea locală, ca să venim pe o nișă care deja există și care este compensată de alte asociații non-guvernamentale care se ocupă în mod aplicat cu astfel de proiecte. Pentru că, așa cum ați sesizat și dumneavoastră, există deja, atât la nivelul comunității arădene, cât și la nivelul național, Bunăoară, există o profesionalizare la nivelul ONG-urilor. Și acest lucru este foarte, foarte bun. Și nu doar acest aspect, ci și faptul că ei vin în complementarea sistemului de stat. De multe ori, iată, vedem în domeniul copiilor părăsiți foarte multe case de tip familial, care și-au făcut loc după anii 90 și care ajută foarte mult. Iau de pe umerii instituțiilor statului o parte din acest efort și este foarte bine pentru că până la urmă, societatea civilă, în anumite sectoare, trebuie să fie o contrapondere, nu? Și trebuie să vină într-un fel complementar și să susțină eforturile instituțiilor publice. Așa cum spuneam, principala sursă de finanțare pentru activitățile pe care noi le întreprindem o reprezintă zona privată. Membrii noștri, care sigur își asumă o astfel de coordonată filantropică și sigur că până astăzi putem să spunem că aproape tot ce ne-am propus s-a și implementat. Sigur, nu putem să ne comparăm cu ceea ce se întâmplă în Occident, unde, sigur, prioratele ordinelor de Malta, fie că sunt alte ordine, templiere de San Lazaro, teutone, nu, pot să întreprindă și de o perioadă bună de timp au în gestiune chiar spitale, clinici, diverse centre efective unde sunt tratați sau sunt gestionați tineri cu dizabilități. Noi în România deocamdată nu am putut să facem acest lucru. Ne dorim pe viitor să întreprindem o astfel de abordare care cred eu că ar depăși stadiul acțiunilor conjuncturale, cum de multe ori recunoaștem că și noi am făcut. Credem că însă cu aceste programe de analize medicale pe care le vom permanentiza și pe care le vom aduce la nivelul întregii țări, iată cum spuneam, programul precedent a fost doar un proiect pilot și faptul că s-a implementat foarte bine cu, spunem noi, cu o receptivitate extrem de bună, ne face să credem că vom putea să găsim receptivitate și la nivelul național, la nivelul altor județe și, așa cum spuneam, aceste programe le dorim a fi permanentizate, să nu facem doar acțiuni conjuncturale, așa cum, din păcate, se întâmplă în România și s-a întâmplat în perioada precedentă. Vedeți, aici depinde foarte mult de sfera privată și de acei operatori economici care într-adevăr vor să întoarcă ceva comunității. Care a fost feedback-ul până acum? Pentru că noi știm, această latură nu este una neapărat semnificativă pentru România. Un patron sau un agent economic care dispune de o sumă mai mare, nu întotdeauna sau în cele mai multe cazuri nu întoarce nimic comunității. Cum credeți că se va schimba? Cum se va forma acest lucru pe parcursul anilor care urmează?
Da, acum, sigur, credem că poate și legislația în domeniul sponsorizării ar trebui optimizată în România, pentru că am discutat bună oară cu cavaleri din Occident și chiar de peste ocean, din ordinele de acolo, și ei mi-au spus, aceștia mi-au spus că pot să facă lucruri mult mai ample, pot să facă, să susțină spitale, pot să susțină diverse centre, pot să susțină fundații, pentru că, sigur, statele respective, statul american, statele occidentale, au o legislație care să faciliteze, să încurajeze sponsorizarea. Și, bună oară, aceștia mari antreprenori, oamenii foarte bogați și chiar din pătura medie, de peste ocean și din Occidentul Europei, pot să susțină astfel de demersuri caritabile, filantropice. Deci iată că credem și ar fi necesar și un lobby în această zonă vis-a-vis de modificarea legii sponsorizării. Însă, vedeți, economia românească deocamdată nu cred că este pregătită și pentru această problematică, pentru că ar necesita modificări importante. Pentru că banii, așa cum sunt în Statele Unite, bună oară, un mecena, nu fie că este cultural, fie că este artistic, sau un mare filantrop, decât să dea banii statului, mai bine sponsorizează o fundație de caritate sau fundație culturală, sau mai bine sponsorizează chiar o universitate. Pentru că multe universități din Occident au și fundații care dublează activitatea lor. Și bineînțeles că aceste lucruri încurajează sfera socială, încurajează palierul societății civile, așa cum am arătat, care acolo, în Statele Unite, în Occidentul Europei, poate să vină ca ceva complementar față de instituțiile publice în a ajuta pe semenii noștri mai puțin favorizați. Însă, iată, în România, poate că acest sistem a legii sponsorizării ar degreva, sigur, multe instituții publice, însă poate ar priva iarăși o mare parte sau ar priva de sume importante bugetul public. Și ne întrebăm dacă ar fi bine sau ar fi rău. Este, iată, o întrebare pe care decizionalii trebuie să, cred eu, să o ia în dezbatere. Și sigur că noi, prin Ordinul de Malta, vom fi deschiși la identificarea unor soluții în această zonă, pentru că doar vedem că și din sfera privată se pot rezolva anumite lucruri, sau cel puțin din sfera privată se pot genera unele proiecte, iată, sustenabile, care să vină în întâmpinarea unor nevoi existente la nivelul societății românești în ansamblu. Practic, putem vorbi de dorința de a ajuta și de spirit filantropic, dar care nu este dublată de un cadru legislativ care să vină în ajutorul acestor agenți economici. Da, se poate spune fără doar și poate acest lucru. Am găsit deschidere de foarte multe ori la patroni, la diverse companii, însă mulți dintre aceștia mi-au spus că legislația nu este în măsură să faciliteze actul sponsorizării. Și atunci, sigur că nu a însemnat că patronul respectiv nu a mai susținut o acțiune, însă sigur că s-a gândit poate de două ori înainte să facă un asemenea gest. Sau, sigur, cuantumul respectiv a fost diminuat. Care ar fi reperele principale ale activității în următoarea jumătate de an? Cam ce vă propuneți pentru vara aceasta și toamna care urmează legat de activitățile aduse în folosul comunității arădene? Sigur, dincolo de aceste analize, aceste programe de analize medicale pe care le vom oferi gratuit, așa cum ne-am asumat, și la nivelul orașului și județului Arad, la nivelul prioratului nostru, al Ordinului de Malta, vom continua unele demersuri care să vină în întâmpinarea a ceea ce noi am gândit a fi un demers cultural, pentru că, așa cum se știe, ordinele cavalerești au și acest palier foarte important de promovare culturală. Noi am început în urmă cu circa 3 ani de zile un proiect
de esență culturală, artistică, pe care l-am pus sub genericul dialoguri culturale. În ceea ce ne-a interesat pe noi să promovăm cultura română, să promovăm arta fundamentală din România, pictura românească, clasicii români, să-i promovăm în Europa. Și am avut câteva acțiuni, credem noi, notabile, dacă ar fi să menționăm ceea ce am făcut în Italia, apoi în Ungaria, în Serbia și în alte țări. Sigur că cred că în această zonă ar mai fi de făcut lucruri importante în ceea ce înseamnă promovarea culturală românească în Occident, pentru că se cunosc foarte puține lucruri despre aceste aspecte în Occidentul european și este și mai trist că la nivelul unor segmente, spunem noi, bine ancorate din societatea occidentală, se cunosc lucruri nu totdeauna pozitive despre România. Sigur că prin acțiunile noastre culturale, de promovare artistică, de promovare culturală, vom încerca chiar să traducem anumite opere din cultura română în limbi de circulație pentru a fi difuzate în rândul unor priorate din Occident. Vom încerca să facem și pe acest palier artistic, vom organiza în perioada următoare și anumite expoziții de pictură prin care să fie promovați clasicii artei românești, de ce nu în Italia, în Franța și în Elveția. Iată, sunt câteva coordonate, credem noi, extrem de importante prin care cultura românească și, sigur, România în sine să fie cunoscută, să fie cunoscute mai bine. Ne-am dorit ca în perioada următoare să atragem și promovări culturale dinspre Occident, spre România, spre zona noastră și, de ce nu, și spre Arad. Ne propunem să potențăm aceste dialoguri culturale pe care le-am început în urmă cu 3 ani și de care suntem mândri și care reprezintă o activitate, spunem noi, iarăși esențială la nivelul Prioratului României și Republica Moldova al Ordinului de Malta. Pentru că doar prin cultură ne putem face cunoscuți, doar prin cultură anumite bariere, anumite prejudecăți pot fi eludate, pot fi înlăturate. Și sigur că România cred că mai are încă de spus un lucru important prin artă, prin cultură și sigur că și prin ceea ce înseamnă sau ceea ce este definită poate chiar arta populară, meșteșuguri, care sunt promovate în ultima perioadă în Occident, dar, cum spuneam, la anumite nivele sociale, acolo încă nu se știu foarte multe lucruri despre România și ceea ce cred că trebuie remediat. Apropo de programele în derulare, probabil că în toamna aceasta se va continua acel program Prima Vacă cu familia nevoiașă care primește un vițel. Cum stau lucrurile în acea zonă? Da, deja cred că va fi în această toamnă reiterat acest demers al nostru în acel program prin care ordinul nostru s-a adresat și zonei rurale. Noi l-am numit program de sustenabilitate rurală. Sigur, este mai mult un program de sensibilizare a lumii satelor, de sensibilizare prin puterea exemplului, prin care ne dorim să arătăm că se poate totuși, că și familiile mai puțin înstărite pot să crească, să spunem, un animal pe lângă casă, că și copiii acestor familii pot să beneficieze de o alimentație sănătoasă și corespunzătoare. Sigur că în această toamnă ne suntem în măsură să donăm, iată, unei a treia familii, deci proiectul este deja la al treia, să spunem, ediție, acest proiect pe care noi l-am numit Prima Vacă și care ne încurajează să ne orientăm și ne-a încurajat să ne orientăm și spre lumea satului și am avut, putem să spunem, un feedback extrem de bun și din această zonă. Sigur că nu putem să donăm astfel de lucruri peste tot, de unde există cereri, pentru că vreau să spun că
în urma acestor proiecte ale noastre, am fost contactați de unii sau de mulți locuitori ai satului, atât din Arad cât și din alte județe, care ne-au solicitat astfel de donații. Nu asta este ideea proiectului până la urmă. Ideea proiectului a fost să dăm un exemplu în lumea satului, să sensibilizăm și, dacă vreți, și alți oameni, să sensibilizăm și alte instituții și chiar firme private, să vină în întâmpinarea unor familii nevoiașe, dar care își doresc să muncească, își doresc să gestioneze astfel de cazuri. Și prin exemplele pe care le-am reușit, iată, în comuna Covăsâns din județul Arad, cele două familii deja ne îndreptățesc să continuăm acest demers al nostru. Și bună oară, așa cum spuneați, în această toamnă, o altă familie va fi beneficiara proiectului nostru de sustenabilitate rurală. Sigur că este foarte mult de spus și aici. Nu întotdeauna așteptările oamenilor, așteptările noastre au fost la fel, însă una peste alta, cu concursul autorităților locale, cu concursul parohiei Covăsânți, am găsit, am identificat familii pretabile și care și-au asumat creșterea în bune condiții a unui animal, de care bineînțeles că au beneficiat și beneficiază și întreaga familie. Iată, putem spune că prioratul nostru, ca o concluzie, a asumat câteva coordonate importante în acțiunile întreprinse. Coordonata filantropică, aici sigur subsumându-se și aspectul medical, unul fundamental de altfel. Coordonata culturală, în ceea ce înseamnă promovarea culturală românească în afara țării, în Occident. Și coordonata, să spunem, de sustenabilitate rurală prin acest proiect de care am amintit, care se află în acest an la cea de-a treia ediție și care ne încurajează să acordăm o atenție sporită și zonei rurale. Atât pentru astăzi. Ne vedem în continuare pe TV Arad. Numai bine!